Lei din Banat s-au întors la muncă după doar 5 zile de vacanță. Timișorenii au revenit marți seara la antrenamente cu gândul la disputa cu ASE Soft din Cupa României. Just 5 days, really we need a bit longer. Am fi avut cei drept nevoie de o vacanță mai lungă, dar ne așteaptă o dublă grea în Cupa României. Trebuie să ne odihnim jucătorii pentru că am avut foarte multe meciuri, dar trebuie și să fim în formă pentru 6 ianuarie. 5 days is enough, I think. 5 zile sunt suficiente. Ne-am odihnit puțin și putem spune că acum o luăm de la zero. Avem doar 10 zile să ne pregătim pentru primul joc. Vrem să jucăm, să ne calificăm mai departe. Timpul scurt nu i-a lăsat pe jucători să plece prea departe de Timișoara. Am stat cu familia și cu cei dragi. Pentru noi, Crăciunul e pe 7 ianuarie și sper ca moșul să ne aducă în ajun, pe 6, o victorie cu ASE Soft. Ar fi un cadou frumos. Basketbaliștii au încins o miuță la primul antrenament după sărbători, iar de miercuri intră în programul normal de pregătire.